Supraetaja din București oferă experiențe unice. Cel care dorește să viziteze capitala României de la înălțimea unui autobuz cu etaj se lovește de două probleme. În primul rând are nevoie de o oră ca să găsească stația, iar în al doilea rând nu află nimic. Nu există ghid, nu există o hartă, nu există nimic. La stația de la Casa Presei, o mână de oameni așteptau să se urce în noul autobuz turistic al Bucureștiului. Where are you from? Suntem români jet by jet. Cu atât mai bine. Cu greu s-au orientat și ei, după plăcuțele speciale care se vorbea ieri. Sunt nemulțumită că nu au puncte de reper. Păi ăsta este punct de reper, doamnă, Piața Presei. Cine vede așa ceva? Singurii străini, doi cetățeni nemți care au nimerit pur întâmplător în autobuzul turistic, priveau nedumeriți împrejurimile. N-au nici afișe să se orienteze, nici hărți explicative, nici ghid. Vor fi pliante, vor fi broșuri care vor promova acest produs, vom folosi rețeaua de hoteluri. Deocamdată nemții au căutat în zadar căștile cu care sunt dotate autobuzele de acest fel din marile orașe turistice ale Europei. La noi nu sunt. We need a tour guide, no? So that's the reason why we have taken the bus. That's a pity. Yeah. But we have a photo and then we look in the internet what we have seen. Până să ajungă la internet, un grup de ardeleni a găsit repede soluția. O doamnă care nu e pentru prima oară în capitală a luat repede locul ghidului și a început să depene amintiri. Muzeul Țăranului, uitați-l, se vede vârful. Acum este cu cărămidă roșie. Odată ajunși în centru, turiștii au admirat șantiere și muncitori odihniți. Rufe puse cu mândrie la uscat în balcoanele din centrul istoric, dar și celebrii maidanezi de București. Nimeni n-a făcut poze, doar autobuzul a fost fotografiat de trecători. Călătoria cu autobuzul turistic durează 50 de minute și cuprinde 14 stații.